Di singurità di nuova E sunge le cense da tu Nici mari preiați, nici pilați Ci lumea întreagă prin păcat Nici mari preoți, nici pirați Ci lumea întreagă prin păcat Și eu și tu Și eu și tu Nu drum greu spre Golgota Nici biciul când Iisus căzut Și atât nici crucea nu-l durea Cât noi povara cea mai grea Și eu și tu Și eu și tu Și atât nici crucea nu-l durea Cât noi povara cea mai grea Și eu și tu Și eu și tu Când e pe cruce se șternu Și noi cu sufletul ascuns Cu mii de patii l-am străpus Și eu și tu Și noi cu sufletul ascuns Cu mii de patini l-am străpus Și eu și tu Și eu și tu Nu doar bătrânii cărtura Și noi am râs cu ochi murdari Și noi suntem cei doi tâlhari Și eu și tu Și eu și tu Și noi am râs cu ochi murdari Și noi suntem cei doi tâlhari Și eu și tu Și
alături de cerul întreg proclamăm și noi vrednicia ta. Ești singurul care ești vrednic să primești slava, să primești gloria, să primești cinstirea pe care vrem să ți-o aducem și în dimineața aceasta. Mă rog, Doamne Tată, ca Tu să ne ajuți să conștientizăm că stăm înaintea unui Dumnezeu care este vrednic de cinste, care este un Dumnezeu vrednic de laudă. Și așa să petrecem timpul acesta în închinare înaintea Ta. Îți mulțumim pentru ocazia care ne oferi ca și astăzi să fim împreună. Îți mulțumim pentru că putem încă o dată să stăm la masa Ta. Și am vrea și cu această ocazie să putem vesti moartea Domnului Iisus Hristos în locul nostru și pentru păcatele noastre. Doamne, mă rog ca Tu să realizezi acea atmosferă care să ne dea și nouă vrednicia de a ne apropia de masa Ta. Lasă duh de cercetare peste biserică, lasă duh de cercetare peste fiecare persoană care este în locul acesta. Și mă rog, Doamne, ca fiecare mână care se întinde la masa Ta să fie întinsă cu vrednicie. Mă rog și în dimineața aceasta pentru cei care n-au vrednicia de a se apropia de masa Ta. Unii dintre ei pentru că cel rău a reușit să-i înșele și n-au această vrednicie. Doamne, ai milă de ei. Alții nu sunt în legământ cu Tine. Te rog, cercetează-i și pe ei. Ajută-i să înțeleagă nevoia pe care o au. Și aș vrea ca în felul acesta să putem să ne apropiem cu toții de Tine. Binecuvintează rugăciunea care se înalță din locul acesta. Te rog să o primești la tronul Tău de har. Binecuvintează și primește cântarea de laudă. Și te rugăm să binecuvintezi și cuvântul Tău. În toate și peste toate cerem binecuvântarea Ta și îți mulțumim că ești gata să ne-o dai. Amin. Ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cântând împreună. Lăudăm pe Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 308. Ce bine e când frații cu dulce se unesc și în dragoste și pace pe Hristos îl servesc. Ce bine e când frații cu dulce se și-n dragoste și pace pe Hristos îl serve. Și-n dragoste și pace pe Hristos îl serve. Ca roua ce se varsă prin câmpuri și prin voi și Evanghelia după Ioan de la capitolul 13 vom citi câteva versete începând cu versetul 6. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 6. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: nu sunteți toți curați.
Acesta este cuvântul lui Dumnezeu care ne va inspira în timpul de rugăciune. Amin. Vă rog să ocupați locurile și cântăm spre slava Domnului. Lăudăm pe Domnul prin cântarea 780. Cuvântul cu voi sunt, deci nu vă temeți. Cuvântul cu voi sunt, deci nu vă temeți. Luminează calea acestei vieți. El prin nor de rază ne strămate așa. Slăvit să fie Domnul și mai ales îl binecuvântăm pentru că nu ne-a lăsat. Dacă în dimineața aceasta suntem aici, dacă putem să-i aducem închinarea noastră, să-i aducem lauda noastră, este pentru că El este Dumnezeul care nu ne-a lăsat și nu ne-a lăsat nici în cele mai delicate momente din viața noastră, de aceea slăvit să fie numele Lui. În ziua de astăzi, ca și biserică, ne apropiem de jertfa Domnului Iisus Hristos, de masa care ne aduce aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos și înțelegem mai mult ca oricând cu ce preț am fost răscumpărați, cât de scumpă a fost mântuirea noastră. Am citit Evanghelia după Ioan, capitolul 13, este relatarea împrejurării în care Domnul Iisus Hristos era împreună cu ucenicii săi în camera de sus și la un moment dat Domnul Iisus Hristos a făcut un gest surprinzător. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos a fost acela care a luat un lighean cu apă, a încins ștergarul și a început apoi să meargă și să spele picioarele ucenicilor săi. Și ca de obicei, apostolul Petru este foarte vocal și imediat el spune: Doamne, niciodată. Nu o să-mi speli mie picioarele niciodată. Dacă este să ne gândim la contextul în care se petrec lucrurile acestea, Petru era pe deplin îndreptățit să spună cuvintele acestea. Ceea ce făcea Domnul Iisus Hristos era umilitor, era poziția robului celui mai de jos. Ucenicii mereu și mereu îi spuneau învățătorul, îi spuneau Domnul și acum, dintr-o dată, Domnul Iisus Hristos vine și le spală picioarele. Petru spune: nu se poate așa ceva. Dragii mei, în dimineața aceasta, primul lucru pe care aș vrea să-l facem este să-i mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru că El ne-a spălat, dar nu picioarele noastre,
ci El ne-a spălat sufletele noastre. Îmi place ceea ce spune aici cuvântul și ce spune Mântuitorul. Și Mântuitorul spunea în versetul 8, dacă nu te spăl eu, observați exclusivitatea, singurul care poate să spele, singurul care poate să ne curățească este Domnul Iisus Hristos. Spunea Mântuitorul, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Și vreau în dimineața aceasta să-i mulțumim Domnului Iisus Hristos, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Domnul Iisus Hristos este acela care ne-a spălat, care ne-a curățit. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Este jertfa aceea prin care noi am fost răscumpărați, prin care noi am fost sfințiți, prin care noi am fost curățiți. Să-i mulțumim Domnului sau lui Dumnezeu pentru slujirea Domnului Iisus Hristos, pentru faptul că El a venit, în Evanghelia după Marcu spunea Mântuitorul la un moment dat, că pentru că Fiul omului n-a venit să i se slujească, ci a venit ca El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Observați contrastul, dacă în ceruri, și nu ne uităm în cartea Apocalipsa, dacă ne uităm în Scriptură, în ceruri Domnul Iisus Hristos este slujit. Acolo tot ceea ce era prezent, aduceau cinste, aduceau glorie, aduceau laudă Domnului Iisus Hristos, și bătrânii, și serafimii, și heruvimii, și îngerii. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și Domnul Iisus Hristos a venit ca cel care slujește și nu ca cel căruia i se slujește. Și noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El s-a pus în slujba lui Dumnezeu și punându-se în slujba lui Dumnezeu, El s-a pus și în slujba noastră. Nu pricepem noi pe deplin. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, Petre, ce fac eu, tu nu vei pricepe acum. Noi nu pricepem pe deplin ce a însemnat pentru Domnul Iisus Hristos să vină și să slujească, să fie slujitorul pentru biserica sa, pentru cei care aveau să se bucure de răscumpărare prin sângele său. Dar, dragii mei, este un lucru extraordinar de frumos să ne uităm la Domnul Iisus Hristos ca cel care slujește. Și sunt multe lucruri pentru care ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu și o vom face în momentele următoare, dar în special îi mulțumim pentru slujba Domnului Iisus Hristos. Ea nu s-a încheiat la cruce. Scriptura este aceea care ne spune că El este acela care mijlocește pentru noi. El este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Și mulțumim pentru slujba Domnului Iisus Hristos. Îi mulțumim pentru răscumpărarea, pentru curățirea de păcate care a fost realizată prin jertfa, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și mulțumim pentru că noi astăzi, ca și biserică, ne putem apropia de masa Domnului, masă care ne aduce aminte tocmai de tabloul acesta al morții, al suferințelor Domnului Iisus Hristos. Sigur, pe lângă lucrurile acestea, ca și biserică, mai avem alte motive în plus de mulțumire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care ne-a călăuzit până în clipa de față. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că astăzi noi putem să fim în casa Domnului. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. Amintea fratele păstor, fratele Sergiu, vineri seara de sora Mioara Mihuț. Faptul că deja mâine vor fi vreo 5 săptămâni de când este la terapie intensivă și spunea acum de dimineață că veștile sunt bune, sora se simte mai bine. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Mulțumim pentru toate rugăciunile care au fost ascultate și mulțumim lui Dumnezeu și pentru părtășia din dimineața aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare și împreună cu frați, surori, indiferent de locul în care sunteți dumneavoastră în casa lui Dumnezeu, venim cu rugăciuni, predominant mulțumire înaintea Domnului. Mulțumim pentru că ne-a venit iertare.
Amin. Da. Ai milă și îndură pentru. Te rugăm, Tată. Da, Doamne, atinge-te și de-a. Amin. Amin.
Amin. Și continuăm să ne închinăm cântând spre slava lui Dumnezeu. Lăudăm pe Domnul prin cântarea 634. Mântuire ni s-a dat fără nicio plată, prin Iisus crucificat, fără nicio plată. Mântuire ni s-a dat fără nicio plată, prin Iisus crucificat, fără nicio plată. Doar Hristos ne-a mântuit, de păcat ne-a izbăvit, cât de mult El ne-a iubit, fără nicio plată. Purge un bogat izvor, fără nicio plată, veșnic și mântuitor, fără nicio plată. Orice cine care vrea, înseta din el să bea, mântuire ne-a aflat, fără nicio plată. De Iisus tu ești iubit, fără
Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui alt cuvânt sau alte expresii folosite de Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos spunea în versetul 10 să fii curat de tot. Vedeți dumneavoastră, noi nu ne simțim confortabil dacă, știu eu, ne spălăm trei sferturi din față și un sfert rămâne nespălată. Nu ne simțim confortabil dacă 90% din fața noastră este curată și doar 10% mai este acolo murdărie, mai este acolo mizerie. Vrem să fim curați de tot. Ei, asta este și intenția Domnului Iisus Hristos. El vrea ca atunci când stăm înaintea Lui, atunci când venim înaintea Lui, să fim curați de tot. În dimineața aceasta aș vrea să ne rugăm și să venim înaintea Domnului în rugăciuni de pocăință, în rugăciuni în care să cerem ca Dumnezeu să ne curățească, ca sângele Domnului Iisus Hristos să înlăture orice, dar orice fel de pată care este în viața noastră. Vă aduceți aminte că Apostolul Ioan spunea cuvintele acestea: dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele Lui ne curățește de orice, de orice nelegiuire. Și în dimineața aceasta, dragii mei, noi venim înaintea Lui Dumnezeu înțelegând că trebuie să fim curați de tot. De aceea ne pocăim înaintea Domnului, ne smerim înaintea Domnului, probabil că unii nu vom avea îndrăzneala să o facem cu voce tare, dar vă provoc în Duhul dumneavoastră, stați înaintea Lui Dumnezeu într-o rugăciune personală, cereți curățire, cereți sfințire și în felul acesta apoi să ne putem apropia de masa Domnului. Avem și alte motive pe care am vrea să le aducem ca cereri înaintea Domnului. Dacă am mulțumit Domnului pentru ce a lucrat și ce lucrează la sora Mioara Mihuț, de data aceasta ne rugăm ca Dumnezeu ceea ce a început să ducă la bun sfârșit. Așa spune Scriptura, că Dumnezeu întotdeauna, El nu lasă lucrurile la jumătate. Dacă mântuirea noastră a fost necesară, Dumnezeu n-a lăsat-o la jumătate. Și să spună, asta a făcut Domnul, acum trebuie să... Nu, El a făcut totul și noi să ne putem bucura de ceea ce a făcut El. Ne rugăm pentru sora Mioara, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în continuare la sănătatea ei. Sora Oprița Avram a fost și ea internat în spital. O aducem înaintea Domnului în rugăciune, cerem ca Dumnezeu să se atingă și de ea și Dumnezeu să fie acela care să-i dea sănătate, care să se atingă de trupul ei. Sora Nicolița va merge la operație pentru ochi. Ne rugăm și pentru dânsa, ne rugăm ca Dumnezeu să o însoțească și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze așa, să se bucure de lumină și spirituală, dar și fizică, și sunt doar câteva dintre cazurile de boală, de suferință pe care aș vrea să le aducem înaintea Domnului. Îngăduiți-mi ca în dimineața aceasta să am și un motiv de bucurie să o văd pe sora Victoria de la Poiana. Buchin este împreună cu soțul, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Durerea noastră este că de astăvară la Poiana Buchin nu se mai adună nimeni. Casa de rugăciune este închisă și sora are pe inimă lucrarea de acolo, am mai vorbit cu dânsa așa. Ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Și ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze și localitatea aceasta. Și Dumnezeu să ne dea și nouă înțelepciune, să ne dea călăuzire, să știm ce ar trebui și ce am putea să facem în condițiile de acum, pentru ca fitilul acela care fumegă acolo să nu se stingă. Ne rugăm pentru sora Victoria, ne rugăm pentru familia dânsei și ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Și încă un motiv de cerere înaintea Domnului. Știți că de mâine încep școlile. Unii dintre copiii noștri vor începe fizic, vor merge efectiv la școală, alții vor continua cu programul acesta online. În vremea aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească pe copiii noștri. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i ocrotească. Vedeți dumneavoastră, oricât de atenți ar fi ei și oricât de atenți am fi noi, nu putem să-i păzim. Ne rugăm ca Domnul să-i păzească și de virusul acesta,
Dar ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească și de ispitele, de poftele acestea ale tinereții, de stricăciunea aceasta care este în lume prin pofte. Și ne rugăm pentru copiii noștri, ca Dumnezeu, așa cum a promis, să-i facă El cap și nu coadă. Și în felul acesta să ne putem bucura de biruința pe care o are Domnul și Mântuitorul nostru. Ne rugăm pentru părtășia de la masa Domnului și toate acestea le vom aduce în cererile noastre înaintea Domnului. Vă provoc să ne ridicăm în picioare și continuăm să ne rugăm împreună cu frați, cu surori. Da, Doamne. Amin. Așa. Da. Amen.
Vreau să zic mai curate la data. Da. Te rog, Doamne, și pentru întreaga adunare, Doamne, curățește-ne, Doamne. Da. Cuvințește-ne, Doamne, și ajută-ne, Doamne, prin tot ce face să ne lipim de tine, Doamne. Da. Mulțumesc pentru dragostea ta care ne vorbi, Doamne. Dragostea ta ne-a dumneavoastră care ne vorbi, Doamne. Vine înaintea ta și te rog, Doamne, pentru bolnavi. Amin. Te rog pentru surorile care sunt bolnave. Amin. Te rog, Doamne, lasă protecția ta divină. Amin. O protecție, Doamne, ferește-te de rău, ferește-te de boli, ferește-te de cecior, Doamne. Te rog, Doamne, și pentru învățător, pentru dați, Doamne, ajută și pe ei, Doamne, Iisuse, și la ei, Doamne, e greu, Doamne. Întărește, Doamne, Iisuse, Hristoase, și dă-le putere, Doamne, să-ți dea dar, Doamne, în spărtură, să învețe copiii, bine, Doamne, Iisuse Hristoase, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, de slăvă, Doamne, și te iubesc, Doamne. Slavă, cinste, glorie, cronare, să fie a Tatălui, a Fiului, ca să vorbim cum. Amin. Este cu nepotință, Domnul nostru, și Tatăl nostru, să nu vorbim cum Hristoase. Iartă-ne, copiile noastre. Iartă-ne, copiile noastre. Continuăm să ne închinăm cântând spre slava lui Dumnezeu. Lăudăm pe Domnul prin cântarea de sub numărul 80. De tot cufundat eram în păcatul lumii și pe Iisus nu știam nici vestea salvării. De tot cufundat eram în păcatul lumii și pe Iisus nu știam nici vestea salvării. Însă Iisus a venit
laudă merităm, precum și a mea predare lui cinstită. Prin iubirea să mă aflăm în valul de păcat și mă Celui care este singurul salvator al sufletelor noastre, să fie toată lauda și slava în dimineața aceasta, în adunare și în vecii vecilor. Amin. Amin. În numele Lui vă spunem bun venit în casa Domnului, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cei care suntem în locul acesta, în dimineața aceasta, dar ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și pe toți aceia care sunt frații și surorile noastre, în care în dimineața aceasta n-au putut să vină împreună cu noi, acolo unde se află, în casele lor, Dumnezeu să le fie alături. Asemenea, ne rugăm pentru cei care sunt în suferință, în continuare, unii dintre ei pe pat de spital, Dumnezeu să-i însoțească și pe ei, Domnul să le fie alături, să dea vindecare pentru fiecare dintre ei. Și la fel dorim binecuvântarea Domnului și pentru cei care sunt frații, surorile noastre, plecați departe de casă, Domnul să-i însoțească și pe ei, să fie și cu ei acolo. Așa, în mod special, spunem bun venit celor care poate sunteți prima dată cu noi, celor care ați venit după o lungă perioadă de absență împreună cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră în dimineața aceasta și timpul pe care îl avem aici să fie un timp folositor pentru sufletele noastre, pentru drumul nostru pe calea credinței spre veșnicie, în așa fel încât să ne întărim în dimineața aceasta, să luăm avânt și să continuăm alergarea noastră. Domnul să ne ajute. Subliniez un aspect. Am fost întrebat duminică, frate Sergiu, de ce n-ai intrat deodată cu fratele Titus? Să vă zic de ce. Pentru că e sala mare a bisericii unde e slujbă, dar vreau să vă mai spun că mai sunt încă 3 seli unde se ține slujbă. Și câteodată noi uităm de acestea. Sunt sălile unde copiii bisericii se închină și ei înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că și închinarea lor este la fel de frumoasă. Și mi-am propus de ceva timp, așa pentru o perioadă, să mă duc să stau și cu ei. Și Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Am venit, să știți, de acolo vii încărcat. Cel puțin așa, am venit însoțit de una dintre cele mai frumoase îmbrățișeri de care eu am avut parte. Eu n-am putut să-i îmbrățișez pe toți, dar ei toți au venit să îmbrățișeze. Domnul să-i îmbrățișeze el și să-i țină în brațele lui, mai ales că de mâine vor merge la grădiniță, la școală și ne dăm seama că singurul care îi poate păzi este Dumnezeul nostru și El să păzească copiii noștri, copiii dumneavoastră, nepoți, copiii din biserică
și să vadă și ei în felul acesta că sunt sub mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu. Continuăm să ne închinăm și ne vom închina înaintea Domnului și încă o dată subliniez, nu doar ascultăm și nu asistăm, ci participăm și ne închinăm. Ne vom închina împreună cu corul și chiar dacă nu putem cânta cu ei și nu știm cântarea lor, măcar putem să îi însoțim cu aminul nostru la sfârșit. După cântarea corului, Alesia are o poezie și vom asculta această poezie, apoi grupul Ghețimani are o cântare, Claudia Peia o poezie și din nou corul va da slavă lui Dumnezeu, a Domnului, să fie toată lauda și slava. Amin. Împrejurul mesei tale, Doamne, acum ne-am adunat, dă-ne hrana ce întâlnește sufletul răscumpărat, până să primim cuvântul ce de tine-i pregătit și-ntr-o inimă curată să-l odească însutit. Până ca hrăniți de tine, lință să ne crești la statura plinătății, fii din noi duhovnicești. Amin.
aceasta toate strecătoare se duc într-una, toate vor pieri. Și lucruri care fac inima să doară, colo în cer sus vor fi doar amintiri. Dar până atunci voi lăuda pe Domnul și ruga mea spre El se va înălța. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă te iubesc, zice Domnul, am părăsit perfecțiunea și am devenit om. Fiindcă te iubesc, am acceptat să vin la tine și să mă cunoști. Fiindcă te iubesc, am răbdat batjocura. Fiindcă te iubesc, am fost lovit cu pietre
biciuit și alungat. Fiindcă te iubesc, am acceptat crucea. Fiindcă te iubesc, cuiele mi-au străpuns mâinile, iar spinii mi-au brăzdat fruntea. Apoi am urcat la tatăl meu ca să-ți pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fii și tu cu mine. Și toate aceste lucruri le-am făcut pentru că te iubesc cu o iubire veșnică. Amin. Thank you.
Slăvit să fie Domnul pentru felul frumos în care lucrează. Ne-am bucurat de veștile bune venite și dinspre spital și știm că Dumnezeu în continuare este la lucru. Nădăjduim și credem în El și faptul că vin vești bune, asta ne arată că Dumnezeu ține cont de rugăciunile noastre, că Dumnezeu în continuare lucrează potrivit și cu cererile noastre și noi continuăm să strigăm la Dumnezeu. În același timp în care Dumnezeu lucrează la trupul omului, vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează și la sufletele oamenilor, la sufletul omului. Ne-am bucurat să auzim și vești bune, să vedem felul în care Dumnezeu lucrează și în sensul acesta nădăjduim ca la început de martie, probabil că a doua duminică din martie, să avem un botez, eu aș îndrăzni să zic așa, primul botez din anul ăsta, să dea Domnul să mai avem și altele în acest an, convinși de faptul că Dumnezeu este la lucru și cred din toată inima, eu mă rog pentru aceasta și cred că va mai fi cel puțin încă o perioadă în care oamenii vor alerga, de-a dreptul vor alerga la Dumnezeu și se vor întoarce la Dumnezeu, Domnul să lucreze așa cum știe El. Dacă este voia lui Dumnezeu, ne vom întâlni și de după amiaz în casa Domnului, nu cu dumneavoastră, cei care ați fost de dimineață, cu frații, surorile noastre, care nu pot să vină dimineața, a căror rând este de după amiaz, frații a căror nume de familie este cuprins și inclus de la litera H până de la litera I până la litera Z. Stă înaintea noastră o săptămână, încă o săptămână, nu știm cât va fi din săptămâna aceasta. Dacă va fi, anunțăm că mâine este întâlnirea surorilor, mâine seară cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjduim să putem să avem și o întâlnire de comitet. Apoi miercuri seara este repetiția de fanfară, joi este repetiția de cor. Vineri, întâlnirea noastră obișnuită de peste săptămână, începând cu ora 18, sâmbătă, întâlnirea de tineret. Duminica viitoare, din nou în casa Domnului, amintesc de pe acum, dacă Domnul ne va ține până duminica viitoare, în cadrul slujbei de dimineață, fratele Mihăiță Dănilă este invitat să fie împreună cu noi la slujire. Domnul să ne călăuzească pe noi, să călăuzească pe cei care muncesc, în continuare să știți că se muncește la casa lui Dumnezeu, se muncește la școală, la grădiniță. Dumnezeu să-i păzească pe cei care muncesc, Dumnezeu să le dea izbândă, Dumnezeu să le dea spor și spun ca Dumnezeu să le și răsplătească pentru tot ceea ce ei fac pentru Domnul. Acum dăm slavă lui Dumnezeu prin cântare și ne închinăm înaintea Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Lăudăm pe Domnul prin cântarea de sub numărul 593. Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești, ce cu raza-ți de iubire inimile ne încălzești. Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești, ce cu raza-ți de iubire inimile ne încălzești. Și ceață de-ntuneric și păcat și ne luminează viața cu Duhul Tău Sfânt curat. Orice lucruri mari sau mici ce prin Tine s-au creat, stele îngeri cântă-n jur, laudă și mare, deal și vale, floarea în splendoarea sa. Toate lucrurile tale ne vestesc iubirea ta. Dădător de fericire ești Tu, Doamne, Tatăl prin
Pentru dimineața aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu îl vom citi din Evanghelia după Luca, din capitolul 23, începând cu versetul 35 până la versetul 43. După ce vom citi acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, din Sfintele Scripturi, vom veni înaintea Domnului cu mulțumirile noastre pentru cuvânt, pentru darurile de bunăvoie și în același timp și cu cerele noastre, cerând ca Domnul să binecuvinteze și darul de bunăvoie și cuvântul și vestirea cuvântului și inima noastră. Citim așadar din Evanghelia după Luca, din capitolul 23, începând cu versetul 35. Poporul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El. Se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Amin. Ne închinăm în rugăciune înaintea Domnului. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, cu smerenie și cu credință mă închin înaintea sfințeniei tale și vin în numele Domnului Iisus Hristos să te rog să binecuvintezi toate sufletele care au pășit pragul casei tale dimineața aceasta. Vin să-ți mulțumesc, Doamne Tată, pentru Duhul Tău cel Sfânt care s-a simțit la lucru în dimineața aceasta. Glorie ție, Doamne. Te rog, Sfinte Tată, să primești închinarea noastră, să primești cântarea de laudă, poezia. Doamne Tată, te rog să binecuvintezi frații din grupul Ghețimani. Doamne Tată, te mai rog în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvintezi cuvântul care a fost citit în dimineața aceasta. Te rog să binecuvintezi mesagerul Tău, Sfinte Tată. Te rog să-i dai o îndoită putere din Duhul Tău cel Sfânt și să vorbească cu îndrăzneală din cuvântul Tău. Iar nouă să ne ajut să ne deschidem inima, Doamne Tată, pentru cuvânt. Ajută-ne, Doamne, să nu fim numai ascultători, ci să fim și împlinitori ai cuvântului Tău. Te rog, Sfinte Tată, să te înduri de poporul Tău adunat la închinare. Doamne, Tată, te rog să binecuvintezi aceste daruri. Te rog ca Tu să răsplătești dătătorului voios. Domnul meu și Dumnezeul meu, te mai rog pentru bolnavii din poporul Tău. Doamne, te rog pentru sora oprinsă Avram. Te rog, Doamne, atinge-te de ea, Doamne. Și adăm familie, Doamne, cu bine. Așa te rog pentru fratele Boșbiș, Doamne, atinge-te și de el. Și de ceilalți bolnavi, Doamne, care nu-i cunosc, Tu-i cunoști pe nume pe fiecare, Tu le cunoști boalele lor, Doamne. Te rog să te atingi cu mâna Ta, cu balsam de vindecare peste ei. Dar te rog să le mărești și credința. Te rog pentru copilașii care mâine vor începe școala, Doamne, te rog ca Tu să fii cu ei. Te rog să-i ajut să fie cap și nu coadă. Doamne, Tată, te rog să-i păzești de acest virus. Te rog să binecuvintești și învățătorii care lucrează cu ei, Doamne, atât la grădiniță cât și la școală. Și eu îți mulțumesc, Doamne, Tată, că știu că m-ai ascultat, pentru că Te-a rugat în numele și în meritele Domnului Iisus Hristos de la Golgota. Lui să fie toată slava, cinstea, puterea, slava și înțelepciunea de Tată, Fiul și Duhul Sfânt, de acum și veșnicia întreagă. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile dumneavoastră. Și pentru că n-am reușit eu să învăț în dimineața aceasta, îngăduiți-mi să citesc una dintre poeziile foarte frumoase, potrivite
Și cred că născute și având ca bază pasajul citit în dimineața aceasta. Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii cum pe Golgota Iisus înălță spre cer privirea, dornic pironind văzduhul, până pleoapele-i căzură peste ochii buni, iar duhul, dezlegat, porni în grabă, jos în închisoarea morții, în șeol, să frângă în două pentru ai săi zăvorul porții. Și te înalți apoi cu gândul în Eden și vezi în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare. Vezi pe porțile înalte de cleștar dintr-o bucată, heruvim cu patru aripi și cu spada înflăcărată, înălțându-se ca zorii peste floarea primăverii. Dar deodată, din trompete, dau un lung semnal străjerii. Da, departe printre stele, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt. Și curând, de cântec falnic, cerul cerului umplându-l, iată-i cete după cete, ca noștiri ținându-și rândul, vin în haine de lumină și se înalță ca un stol, zecile de mii de duhuri ridicate din șeol. Izbăvit de sub pedeapsă, vine primul om, Adam, apoi Eva, Set și Abel, Noe, Terah, Avram, iată Isaac și Iacov, smulși din lanțurile grele, Iosif ca o stea sclipește între 11 stele, Moise ușurat de greul lespezilor din Horeb, Iosua îi stă la dreapta, iar la stânga e Caleb. Gedeon privind cetatea și oștirea fără număr și Samson lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr, David fericit să uite de păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce au murit frângându-și dorul, de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Iar în fața tuturora, ce luceafăr glorios umple cerul de lumină și de har victorios. E Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini cu aceeași simplitate cum purtase crengi de spini. E Iisus, cu mâini întinse, într-un gest de raze nins, cu aceeași duieșie cum pe cruce le-a întins. Vai, dar poarta cea înaltă dintr-un singur alb cleștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună larg ca bubuitul lavei, sus acum voi porți eterne, iată împăratul slavei. Cine e împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz. Și târziu când paradisul s-a închis cu un vuiet lin, printre strele, către poartă, vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, părul în frunte, fața subtă, peste trupul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu? Îi spune unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? Îl mai întreabă, iscodind cu ochi severi. Eu? Răspunde încet străinul, copleșit de un oftat. Sunt un păcătos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o vrajă de pahar și de cuțit. Mă țineam ascuns în peșteri și pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, apoi galbenii prădați. Mi luau toți cârciumarii și femeile pierdute și cădeam în zori piovale între brusturi și cucute. La altare n-am dus jertfă, nici o mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic asfânt. O putere, un balaur, îmi da brânci să beau, să prad. Vai, destul vorbi străjerul. Locul tău e acolo în iad. Și cu mâna lui întinsă îi arătă în jos sub cer, într-o gură de întuneric, flăcări vii într-un crater. Se uită îngrozit străinul, iar apoi încet șopti, da,
acolo. Dar ascultă, înainte de a muri, osândit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată, țintuit pe lemnul crucii, am văzut hulit de gloată un profet murind alături. Ba mai mult ca un profet, nu era un om din lume, ci sub fruntea de nemet îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus, privindu-mi în fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum o întrebare, un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Iisus? O, Iisus, e aici în slavă, tot ce vezi îi aparține. Dar de ce ți-acoperi fața hohotind sau plângi străine? Rogu-te, o vorbă numai. Nu știu cum să-mi spun amarul, dacă e Iisus aici, spune-i că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă, Domnul îi vorbește în prag, îl privește lung tâlharul, pașii înapoi se trag. E Iisus acest arhanghel în veșminte sclipitoare? Părul nu-i a lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare. Dar privirea blândă, ochii, el e. Și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și în zdrențe. Sunt și-și frânse vorba în dinți. Eu în haine de lumină. Eu, tâlharul printre sfinți. Și luându-l blând cu sine, strălucitul voievod, lângă tron ducându-l, zise, el mi-a fost întâiul rod. Și acum să știi oricine, unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată, necredința. Când eu am citit ce Domnul Iisus Hristos îi spune tâlharului, am rămas uimit, deși am citit de atâtea ori. Deci, noi spunem că ținta noastră este cerul. Toți ne dorim să ajungem în cer. Puțini oameni care... Dar Domnul când îi vorbește tâlharului și când îi răspunde tâlharului, nu îi spune doar că astăzi vei fi în cer. Și Domnul îi spune ceva extraordinar, mai mult decât faptul că va fi în cer. Îi spune așa, astăzi vei fi cu mine în cer. Și dragul meu și dragii mei, e tare greu să înțelegi că tâlharul ajunge acolo, după cum e greu să înțelegi multe lucruri din lumea aceasta. Știți cum? Dacă n-ai fost sărac, e greu să-l înțelegi pe cel sărac. Dacă n-ai fost singur, e greu să-l înțelegi pe cel ce e singur. Dacă n-ai fost bolnav, e greu să înțelegi ce înseamnă boală. Dacă n-ai plâns, e greu să înțelegi ce înseamnă plânsul. Dacă n-ai căzut, e greu să-l înțelegi pe cel căzut. Sunt multe lucruri care pentru noi sunt greu de înțeles. În schimb, vreau să vă spun că este unul care înțelege totul. Și acela e Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și El înțelege totul pentru că El s-a făcut asemenea nouă. Și a și plâns, a și suferit, a fost și trădat. A fost și singur, n-a avut nimic pe pământul acesta și El este acela care mă înțelege și pe mine, te înțelege și pe dumneata, slăvit să fie numele Lui. Iar dacă noi vrem să înțelegem anumite aspecte, să știți că nu le vom înțelege decât dacă ne vom raporta la El și dacă vom privi la El. În dimineața aceasta câteva gânduri desprinse din pasajul acesta legate de ce putem înțelege noi privind
la scena cu tâlharul. Și înaintea dumneavoastră pun câteva lucruri. Primul dintre ele este, privind la această scenă în care tâlharul este salvat, tâlharului se face această promisiune solemnă că va fi cu Domnul în rai, putem înțelege cât de mult iubește Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Până nu privești la Golgota și până nu privești la scena crucii și până nu-L vezi pe Iisus stând pe cruce și până nu-L vezi pe Iisus stând de vorbă cu tâlharul, păi nu poți să înțelegi cât de mult iubește Dumnezeu. Apropo, cine ar sta de vorbă cu un tâlhar? Cine ar sta de vorbă cu un tâlhar? Cine i-ar vorbi unui tâlhar în modul în care îi vorbește Domnul Iisus Hristos? Noi, când numai când cineva ne greșește și schimbăm registrul și schimbăm tonul. Și tonul nostru este unul de obicei certăreț, mustrător, un ton aspru și ridicat, ca să-l facem să înțeleagă pe cel care a greșit că a greșit. La cum vorbește Domnul Iisus Hristos, nu pot să spui decât că iubește atât de mult. Poate că privind în jurul tău ești cuprins de fel și fel de gânduri și nu înțelegi de ce. Și auzi și știi că Dumnezeu te iubește, dar parcă văzând la ceea ce se întâmplă în jurul tău, nu-ți vine chiar a crede. Poate că ești bolnav și când ești bolnav te întrebi așa, Doamne, dacă mă iubești, de ce eu sunt bolnav și alții sănătoși? Și nu înțelegi. Poate ești în nevoie, în necaz, în strâmtorare și n-ai nimic. Și te uiți la ca alții care n-au nicio grijă și stai și te gândești, Doamne, dacă mă iubești, de ce eu trebuie să mă zbat și să mă lupt pentru ziua de mâine? Și altul, la tine poate lacrimile nu se mai opresc de pe obraz. Și la altul, râsul nu mai contenește. Și poate stai și te întrebi așa, Doamne, dar dacă mă iubești, de ce în continuare eu trebuie să stau să plâng? Dragii mei, dacă vrei să și dacă vrem să înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu, nu trebuie să privim la lucrurile acestea. Și cel care vrea să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu trebuie să se uite la cruce. Și acolo la cruce înțelegem cât de mult iubește Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Ba mai mult decât atât, acolo înțelegem până unde iubește Dumnezeu. Și Scriptura vine și spune așa, pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt, până la moarte. Și încă moarte. Și încă moarte de cruce. Și ne-a iubit atât de mult și dacă vrei să înțelegi cât de mult te-a iubit și cât de mult te iubește Dumnezeu încă, indiferent cine ești în dimineața aceasta, nu te uita în jur, ci uită-te la cruce. Și acolo vei vedea că te-a iubit și te iubește atât de mult încât și-a dat viața pentru tine și pentru mine. Slăvit să fie numele Lui. Nu pentru altceva. Păcat și greșeală n-a avut, vinovat nu a fost, ci a murit pentru păcatul meu, pentru păcatul dumitale. Ba mai mult decât atât, acolo vezi chiar și pe cine este în stare și gata să iubească Domnul. Acum eu v-am întrebat cine dintre noi și cine ar fi dispus să stea de vorbă cu tâlharul. Da, să iubești un tâlhar? Da, să-ți dorești ca un tâlhar să fie lângă tine în cer? Așa zice Domnul, astăzi vei fi cu mine. Oma, vei fi în cer și pe acolo. Nu, nu, vei fi cu mine. Este dispus Domnul și Domnul arată până unde este dispus să iubească. Pe cine este dispus să iubească, pentru cine este dragostea Lui. Știți cum? Așa înțelegem noi și Claudia ne-a
adus încă o dată aminte în dimineața aceasta de versetul frumos din Evanghelia după Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, și noi ne gândim lumea. Când zicem lumea, zicem pe toți. Și când zicem toți, în acești toți este și tâlharul. Și l-a iubit Domnul și pe un tâlhar. Acum, ca o paranteză, asta ar fi o lecție și practică pentru noi. Să ne ajute Domnul să putem să iubim chiar și pe cei mai răi dintre oameni. Mai rău decât tâlharul. Mai jos decât tâlharul. Mai la extremă decât tâlharul. Eu nu găsesc și nu este. Uitându-mă să văd ce înseamnă tâlhar, am găsit în felul următor. Ucigaș, nemernic, hoț, josnic. Și lucrurile continuă. Și Domnul Iisus Hristos ne arată că îl iubește și pe tâlhar. Și te iubește și pe tine. Slăvit să fie numele Lui. Dacă vrei să înțelegi cât de mult te iubește, atunci uită-te la Golgota. Uită-te acolo unde El își dă viața. Acolo unde El moare. Acolo unde El stă pe cruce. Acolo unde El iubește și iubește până la capăt. Acolo unde El se raportează și cu câtă dragoste îl înconjoară, îl întâmpină pe cel mai răi dintre oameni, pe tâlhar. Pe cel care avea să-i devină primul rod al lui, tâlharul, slăvit să fie Domnul. Știți că, de altfel, și aici așa iarăși avem noi de învățat, l-au condamnat pe Domnul Iisus Hristos, l-au acuzat în nenumărate rânduri pentru faptul că El are o înclinație deosebită sau are o înclinație aparte spre o anumită categorie de oameni. Și auziți ce îi spun Domnul Iisus și Domnul le reproșează. Zice, a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic, are drac. A venit Fiul omului, mâncând și bând, și ei zic, iată un om încăcios și băutor de vin, un prieten. Interesant al cui prieten. Un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Și iubește Domnul și pe vameș și pe tâlhar. Și iubește Domnul și femeia aceea care a făcut atâtea păcate. Și în dragostea Lui își dă viața pentru toți. Și te iubește și pe tine și mă iubește și pe mine. Slăvit să fie numele Lui. Doar când te uiți la Golgota, înțelegi cât de mult iubește Dumnezeu. Dar tot uitându-te aici, mai înțelegi un lucru. Tot uitându-te la Golgota, înțelegi și cât iartă Dumnezeu. E greu să înțelegi iertarea dacă nu te uiți la Golgota. Adeseori noi, ca și oameni, credem că există o limită până unde să ierți. Azi că noi mai spunem așa, am iertat odată, am iertat de două ori. Și cei din timpul, din vremea Domnului Iisus Hristos, au fost preocupați de gândul acesta și au venit la Domnul Iisus Hristos, l-au întrebat și au spus, învățătorule, de câte ori? De câte ori să iertăm? Până când să iertăm? Cât să iertăm? Dragul meu, uitându-te la Golgota, înțelegi cât este dispus, cât poate ierta Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și vreau să vă spun că nu este păcat pe lumea aceasta pe care jertfa Domnului Iisus Hristos, pe care sângele care s-a scurs și s-a vărsat pe lemnul crucii de la Golgota, să nu îl poate ierta. El iartă orice păcat și El poate ierta orice păcătos. Sincer, cine ar ierta tâlharul? Cine ar ierta tâlharul? Dacă tâlharul ar fi fost membru al Bisericii Ghețimani, frații păstori și comitetul, ce credeți că măsură ar fi luat împotriva tâlharului? Dacă ar fi fost unul dintre ai tăi, l-ai fi iertat? Uită-te cât este dispus să ierte Dumnezeu.
Uite-te până în ce moment este dispus să ierte, în ultimul moment, în ultimele bătăi ale inimii, ultimele respirații, ultimele secunde. Și Iisus dă iertare. Și dă iertare de plină, slăvit să fie numele Lui. N-ai cum să înțelegi cât iartă Dumnezeu dacă nu te uiți și dacă nu privești la Golgota. De altfel, versetul 34 din același capitol 23 din Evanghelia după Luca ne prezintă o scenă la fel de neînțeles pentru noi. Domnul Iisus Hristos rugându-se pentru cei care L-au răstignit. Domnul Iisus Hristos rugându-se pentru cei care L-au batjocorit. Domnul Iisus Hristos rugându-se pentru cei care L-au scuipat. Domnul Iisus Hristos rugându-se pentru cei care I-au străpuns spălmile. Domnul Iisus Hristos rugându-se pentru cei care L-au biciuit. Și au zis ce se roagă. Iisus zicea, dacă am fi fost noi, am fi căutat în psalmi și am fi luat un psalm de-al lui David și ne-am fi rugat. Și nu vă dau idei despre psalmul acela pe care noi ne-am fi rugat. Dar Domnul Iisus vine și spune așa, Iisus zicea, Tată, cine ar fi dispus să ierte pe cineva care face astfel de lucruri, care face asemenea lucruri? Cine ar fi dispus să ierte niște persoane atât de josnice? Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea în dimineața aceasta spun că, indiferent cine ești și ce ai făcut și de unde ești, Iisus te iartă. Iisus te iartă, Iisus te poate ierta, mărit să fie numele Lui. Poate nu crezi tu că te mai poate ierta, dar El te poate ierta. Poate nu vor cei din jur să te ierte, dar El vrea să te ierte. Binecuvântat să fie numele Lui. Doar când te uiți la Golgota și la scena cu tâlharul, înțelegi cât de mult iubește Dumnezeu. Înțelegi cât poate să ierte Dumnezeu. Mai mult decât atât. Doar privind la Golgota și la scena cu tâlharul, înțelegi cât de mult prețuiește înaintea lui Dumnezeu pocăința. Dacă te uiți în stânga și în dreapta și dacă ai așteptări din lumea aceasta, s-ar putea să fii dezamăgit. Le-am trăit și eu. Imediat după ce eu m-am întors la Domnul, am avut parte de una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții. Și dezamăgirea mi-a fost nu că prietenii, părinții, familia cumva s-a depărtat de mine, ci dezamăgirea și durerea mea mi-a fost că cei pe care îi numeam frați m-au dat la o parte și s-au depărtat de mine. Pentru un copil de 18 ani să treci pe acolo, să fii prăbușit jos și să plângi, să plângi cum nu știu de câte ori am plâns în viață și să spun, Doamne, da. Dar să fie momentul în care să înțelegi că, de fapt, este unul care nu te-a părăsit niciodată. Și e Iisus, slăvit să fie El. Dacă privești în jur, poți să-ți pui semne de întrebare. Dar dacă privești la Golgota, îți dai seama și la scena cu tâlharul de cât de mult prețuiește pocăința înaintea lui Dumnezeu. Tâlharul n-a făcut altceva decât ca în ultimele clipe ale vieții sale să se pocăiască. În ultima clipă a vieții lui, tâlharul și-a recunoscut vina. În ultimele secunde ale vieții lui și-a recunoscut starea. În ultimele secunde ale vieții lui și-a recunoscut nevoia lui de Dumnezeu. În ultimele secunde a venit și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Tâlharul n-a ajuns în cer pentru că l-a înfruntat pe celălalt tâlhar,
ci tâlharul a ajuns în cer, pentru că Dumnezeu l-a iubit, pentru că Dumnezeu l-a iertat și pentru că el s-a pocăit. Dragii mei, ce altceva ar mai fi putut să facă? Și dați-mi voie să vă spun că dacă vrem să ajungem cu Domnul în cer, noi nimic altceva nu putem să facem. De-ți vinzi tot ce ai, de dai tot ce ai obținut pe ce ai vândut la toți săracii din lumea asta, să știi că asta nu te duce în cer. De te-ai duce și ai alerga și ai lua bisericile la rând, indiferent de natura lor. Deci ai duce și ai căuta oamenii lui Dumnezeu la rând și le-ai spune și te-ai mărturisi, nu te-ar ajuta. Singurul cel care te ajută și te poate ajuta să ajungi în cer e Iisus Hristos. Și singurul lucru pe care ți-l cere și pe care poți să-l faci să te pocăiești. Dragul meu, altceva nu ai de făcut. Tâlharul nici nu promite, nici nu făgăduiește, nici... Nu, tâlharul doar vine și spune, sunt păcătos. Pentru mine e drept, mor aici, ăsta sunt eu, sunt rău. Și, Doamne, singurul care mai poate salva ești Tu. Și obține una dintre cele mai frumoase și solemne promisiuni. Și ce mi-aș dori să auzim fiecare dintre noi, astăzi vei fi cu mine. Extraordinar. Și dacă n-ar mai fi cerul, oriunde altundeva în universul acesta și să fii cu Domnul, și-ar fi extraordinar. Dar pe lângă aceasta, Domnul mai promite și cerul. Binecuvântat să fie numele Lui. În dimineața aceasta, ce pot face eu, ce poți face dumneata, e să mă pocăiesc și să te pocăiești. Asta înseamnă să-mi recunosc starea, păcatul, vina și să apelez la El, să strig la El. Și El este gata să ne dea iertare și să ne prindă în brațele sale, mărit să fie numele Lui. Sigur că lista lucrurilor pe care le poți înțelege privind la această scenă cu tâlharul poate continua. Doar privind la această scenă poți observa până unde este dispus să aștepte Dumnezeu. Până la ultima clipă, până la ultima secundă și te așteaptă. Nu uitați însă de un lucru. N-a fost doar un tâlhar. Au fost doi. Aceeași șansă a celui mântuit a fost și aceeași șansă a celui nemântuit. Aceeași promisiune făcută celui salvat putea să fie făcută și celuilalt. De iubit, Iisus te iubește indiferent cine ai fi. Și a iubit pe amândoi. De iertat putea să ierte pe amândoi și poate să ne ierte pe toți. Depinde de tine și depinde de mine dacă vreau sau nu vreau să mă pocăiesc. Dar ține cont că într-o zi vei ajunge înaintea acelei porți eterne. Și dacă ar fi după felul în care trăiesc eu viața și trăiești dumneata viața, ne-ar fi arătat o mână întinsă în jos. Și de nu vei putea să-ți spui atunci că tu l-ai pe cineva acolo și l-ai pe Iisus, vei fi pierdut pe veșnicie. Dragii mei, în bunătatea Lui și în dragostea Lui fără margini, Dumnezeu ne mai oferă încă o dată posibilitatea să ne pocăim. Eu decid. Dumneata decizi. Dar să ținem cont că s-ar putea să fie ultimele clipe și de acestea depind veșnicia noastră. Doamne, ajută-ne să fim cu Tine în cerul Tău la sfârșitul vieții noastre. Amin. Corul va da slavă lui Dumnezeu și în timpul acesta ne pregătim să ne apropiem și să stăm și la masa Domnului.
Viața ca preț de răscumpărare înainte de a muri pe lemnul crucii de la Golgota. Învățătura Scripturilor ne spune că în seara în care Domnul Iisus Hristos a fost vândut, a stat la masă împreună cu ucenicii și pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Amin. Dimineața aceasta, urmând exemplul Domnului nostru Iisus Hristos, învățătura Scripturilor, avem acest har deosebit de a sta și noi la masa Domnului și de a ne aduce aminte de jertfa Domnului. Urmând, spun, exemplul Domnului nostru Iisus Hristos, înainte de a împărți pâinea, care și astăzi, la fel ca și atunci, simbolizează trupul frânt al Domnului nostru Iisus Hristos pe lemnul crucii de la Golgota, venim și cerem binecuvântarea Domnului peste pâinea aceasta. Vom face lucrul acesta cu toții, în Duhul și în inima noastră, cu voce tare în această rugăciune de cerere, de binecuvântare a pâinii, care simbolizează trupul frânt al Domnului nostru Iisus Hristos, ne conduce fratele Popa. Să ne rugăm. Amin. Ocupăm locurile, dăm slavă lui Dumnezeu prin cântare, iar pâinea va fi împărțită. Iisuse, pentru mine cerul ai părăsit de străluciri mărețe. Doamne, te-ai despărțit în locul meu, pe cruce ai murit. Tu, Domnul meu, în veci să fii slăvit. Se pentru mine, sărac tu ai trăit, la tine orice cine refugiul și-a m-a prins, unii
vezi să fii slăvit. Iisuse Salvatorul, prin tine spântuit, de când trăiești în mine, mă simt prea fericit. Domnul Iisus Hristos a spus, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, mâncați toți din el. Tot astfel, după cină, Mântuitorul a luat un pahar cu rodul viței și înainte să spună ucenicilor să-i luați paharul acesta, împărțiți-l între voi, Domnul a cerut binecuvântare peste pahar. Împreună cu fratele Isaia ne rugăm cerând binecuvântarea Domnului peste pahar. Ocupăm locurile și în timp ce cântăm spre slava Domnului, împărțim între noi și paharul. 260 numărul cântării. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăce. Good.
Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el, a spus Domnul Iisus Hristos. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Amin. Vă rog să reocupați locurile și continuăm să ne închinăm cântând spre slava lui Dumnezeu. Răscumpărătorul cel venit de sus, scumpul nostru miel, Mesia, e Hristos Iisus. Mulțumim odată pe Fiul ni l-ai dat și Duhul cel Sfânt în noi plin a furturnat. Răscumpărătorul nume prea mărit, scumpul nostru miel, Mesia, pentru noi jertfit. Înainte de a mulțumi Domnului pentru dimineața aceasta, de a ne încredința în brațele Lui, facem precizarea că dacă Dumnezeu ne păstrează în viață, mâine, cu ajutorul Său, nădăjduim ca începând cu ora 10, să mergem cu cina Domnului la frații, surorile noastre, care nu poate să vină la biserică. Vă rugăm pe cei care vă sunt apropiați, pe cei care îi știți, cu care comunicați, să anunțați despre lucrul acesta. Acum venim cu mulțumire înaintea Domnului pentru dimineața aceasta. Doamne, mulțumim frumos pentru că ne-ai oferit acest timp de har în casa Ta. Și, Doamne, îți mulțumim că ne-ai primit la masa Ta. Cerem și Te rugăm și noi în dimineața aceasta, asemenea harului, adu-ți aminte de noi când vei veni în împărăția Ta. Amin. Amin. Dăm slavă lui Dumnezeu printr-o ultimă cântare în dimineața aceasta. Ne binecuvântăm unii pe alții. Mergem spre casele noastre. Poftă bună după amiază binecuvântată. Rămâi cu noi, păstor iubit, în clipe.